Au străbătut mii de kilometri doar pentru a-și petrece noaptea de Halloween într-un loc cu totul special, dar și înfricoșător în același timp, și unde l-au avut ca și gazdă pe nimeni altul decât pe prințul Dracula. Este vorba despre 80 de străini veniți din Statele Unite ale Americii, Canada și Europa de Vest, care au ales ca destinație pentru această noapte Castelul Corvinilor din Hunedoara. Este un eveniment organizat de mai multe agenții de turism din țară, care au ales să petreacă Halloween-ul la Castelul Corvinilor. ONG-urile noastre din Hunedoara au pregătit o surpriză, ca să zic așa, pentru un mare grup de turiști veniți din Statele Unite, din Canada, din Europa de Vest. E un eveniment specific acestor zile. Ne-am pregătit mascați pentru Halloween, care e sărbătoarea celtă, care este, și pentru întâmpinarea oaspeților la castel. Avem organizat ceva spectaculos și pentru ei și pentru noi. Și vrem să fie o distracție în cel mai bun, cum să mă exprim, în cel mai bun sens al cuvântului. Turiștii care au ajuns la castel costumați special pentru această noapte au fost întâmpinați la poartă de domnițe și menestreli care i-au condus pe oaspeți până în curtea monumentului, unde au fost primiți după tradiția românească cu pâine și țuică. Totuși, oaspeții nu au putut intra imediat în castel, unde a avut loc petrecerea propriu-zisă. Pentru a nu fi posedați de spiritul malefic care păzește intrarea, aceștia au fost nevoiți să participe la un ritual. In Transylvania, on one of the most haunted castles in the world, where our common friend Dracula is waiting for us. But to be able to enter into the castle, we have to do something, because you know this castle had an evil spirit which guards the entrance into it. This evil spirit was a bat, which we will burn him tonight to be able to enter completely safe in Dracula's castle. De bucurie că spiritul malefic a fost distrus, iar de acum puteau intra în siguranță în castel, oaspeții au încins o horă pe ritmuri medievale în jurul focului. Turiștii au fost plăcut impresionați de această deschidere a evenimentului și recunosc că a fost o experiență pe care nu o vor uita niciodată. Where are you coming from? From Montreal, Canada. And all this way to spend the Halloween here at the castle? Yes. What made you decide to come and spend the Halloween night here? It was just something I wanted to do. I've been to Mexico for the Day of the Dead and I just wanted to also be in Romania for Halloween. How do you like this castle and an opinion about the opening of this event? How do you like it? It's amazing. It's like something that I'll remember for the rest of my life. Where are you coming from? From the United States. All this way to spend the Halloween night here? Yes. Yes. Why have you decided to come here for the Halloween night? Unique experience. I like the culture. We like the statues and been visiting around doing the tourist spots and we thought that this would be the culmination of our trip. And how do you like the castle and the opening of this event? This is awesome. I can't wait to go in. Can't wait. I think it's going to be great. So ready for a spooky party? Spooky party, yes. I think it's going to be a great party. Totuși, petrecerea adevărată a început în interiorul castelului, iar la intrarea în curtea interioară și-a făcut simțită prezența și adevărata gazda a petrecerii, adică Dracula. Why
Prince Vlad. Come with confidence and be my guests. So, welcome here forever, my friends. Ce s-a întâmplat mai departe între zidurile cetății și dacă Dracula s-a ținut de cuvânt, doar cei care au avut curajul de a intra pe poartă știu, pentru că noi, știind că nu este de glumă cu vampirii, am preferat să rămânem afară. Străinii au petrecut însă până în zori.